Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, mormintele giganților din Sardinia sau misterul nuragilor. Multe dintre civilizațiile care au trăit pe pământ de-a lungul mileniilor au dispărut inexplicabil sau au căzut în uitare. O astfel de civilizație a trăit cândva pe insula Sardinia din Marea Mediterană. Acești oameni, despre care se știu foarte puține lucruri, au lăsat în urmă niște structuri și monumente enigmatice, a căror semnificație nu a fost încă pe deplin lămurită. Începând cu secolul XVIII înaintea erei noastre, insula Sardinia a fost locuită de civilizația nuragică, sau civilizația Nuraghi. Această cultură a înflorit până în anul 238 înaintea erei noastre, când romanii au cucerit insula. După acest moment, cultura nuragică a căzut în uitare. Acești oameni nu au lăsat în urma lor niciun fel de document scris cu privire la istoria lor. Singurele relatări despre civilizația nuragică au ajuns la noi datorită scrierilor grecești și romane, care sunt însă denaturate și pline de exagerări. Totuși, această cultură străveche și-a pus amprenta asupra Sardinii. Sute de structuri sub formă de forturi, precum și niște morminte imense denumite Tomba de Giganti, mormintele uriașilor, sunt împrăștiate peste tot pe insulă. Doar piramidele egiptene se pot compara cu Nuragasul în puterea misterului și amăreției. În urmă cu aproape 4.000 de ani, între 1600 și 1200 înainte de Hristos, într-un mod ciudat și încă nesoluționat, vechii locuitori ai insulei au ridicat aceste structuri circulare din piatră. Pietrele uriașe erau stivuite una peste alta, complet, fără ajutorul niciunui mortar. Aceste monumente funerare masive au fost construite din plăci sau blocuri uriașe de piatră, de până la 4 metri înălțime. Pietrele sunt dispuse în jurul unei stele centrale, în care e săpată o ușă prin care se intră într-un coridor de aproximativ 10 metri lungime. Pietrele formează cercuri concentrice regulate care scad treptat spre vârf și toate acestea sunt ținute împreună doar sub greutatea propriei greutăți. Oamenii de știință încă nu știu răspunsul la întrebarea modului în care au fost ridicate aceste structuri monumentale. În toată insula, pe munți și câmpii, pe litoral, sunt așezate așezări nuragice. Cel mai faimos dintre mormintele uriașilor se află în Codul Vechiu, în partea de nord a insulei. Se crede că monumentul funerar de la Codul Vechiu a fost construit între 1800 și 1600 înaintea erei noastre. Monumentul funerar de la Codul Vechiu a fost descoperit în 1966. Stela centrală, care are înălțimea de 3,96 metri, e înconjurată de un semicer format din 11 plăci masive de granit. Dat fiind că în ele au fost găsite cantități mari de oase umane, aceste morminte sunt înconjurate de numeroase legende. Poveștile străvechi spun că osemintele provin de la oamenii mâncați de uriași sau că aceste locuri erau de fapt locuințele uriașilor. Cel mai probabil însă aceste structuri au fost folosite ca morminte comune. Unii speculează că pietrele au fost aranjate astfel pentru a canaliza energiile și forțele magnetice, pentru a ușura astfel tranziția către viața de apoi. Turnurile uriașe din blocuri de piatră de mai multe tone sunt cel mai mare mister al insulei Sardinia. De mult timp a existat o dezbatere științifică în jurul acestor structuri străvechi numite Nuragas. Motivul pentru aceasta a fost unicitatea clădirilor, care nu au analogie în lume. Inițial, experții credeau că turnurile numite Nuragas erau morminte sau sanctuare ale primilor locuitori ai Sardiniei. În conformitate cu versiunea indigenilor, Nuragas sunt structuri de protecție ale giganților ciclopilor. Știința istorică nu acceptă miturile, dar ea însăși nu poate da o versiune convingătoare care să explice apariția a 8.000 de turnuri pe insulă, care ar putea adăposti aproximativ 250.000 de oameni la un moment dat în spatele zidurilor lor. De asemenea, nu e clar de ce locuitorilor au decis brusc să-și părăsească locuințele impregnabile. În antichitate au fost mai multe turnuri decât au supraviețuit până în zilele noastre. Unii dintre cercetătorii din Est numesc cifre fantastice, de la 20 la 30 de mii. Multe dintre ele au fost șterse de pe fața pământului în timp. Altele sunt ascunse de ochii umani în subteran și toate dezastrele naturale le fac să se ridice la suprafață. Așa că datorită unui potop broaznic care a spălat complet unul din dealurile din 1949, un sat întreg cu Nuragas ascuns în pământ de aproape 25 de secole a ieșit la suprafața zilei. Ce sunt aceste turnuri? E vorba de imense structuri în formă de con, înălțimea cărora
ajunge uneori la 20 de metri. Nuragasurile erau formate din blocuri mari de piatră, una după alta, blocurile fiind așezate în cerc. Cercul a fost suprapus cercului. E de remarcat faptul că nu a fost folosit mortar pentru a conecta blocurile. Întreaga structură monumentală a fost susținută doar de greutatea și aranjarea corectă a blocurilor. Secretul arhitecților antici a fost de fapt că au folosit blocuri de piatră din diferite roci pentru construcție. Fiecare diferă ca densitate și formă. În plus, cu cât rândurile de pietri se ridicau deasupra solului, cu atât acestea se apropiau mai mult de centru. Intrarea principală a turnului era amplasată pe partea de sud a clădirii, urmată imediat de un coridor scurt și lat prin care se putea intra în holul principal. Uneori, în Nuragas erau mai multe încăperi, iar tavanele din ele erau boltite. Intrarea principală a turnului era amplasată pe partea de sud a clădirii, urmată imediat de un coridor scurt și lat, prin care, așa cum spuneam, se putea intra în holul principal. Pe lângă turnurile autonome, nuraghe au fost ridicate ansambluri complexe ale nuragilor. De fapt, acestea erau orașe alcătuite dintr-un mare nuragaș central și mai multe mici conectate prin gropi și ziduri. Complexul a fost cel mai adesea situat pe un metro. Au fost ridicate colibe mici rotunde din pineta în curtea unui astfel de adăpost. În urma dezvoltării, în curtea complexului au apărut străzi mici mai puțin de un metru lățime. E destul de dificil să se determine timpul de construcție al acestor structuri, dar de regulă Nuragas datează din epoca bronzului mediu și târziu, adică aproximativ din secolele 18-15 înainte de Hristos. De asemenea, e dificil să spunem cine a fost arhitectul acestor structuri, deoarece se cunosc foarte puține lucruri despre nuragieni azi. Istoricii sugerează că primii locuitori din Sardinia au venit pe insulă acum aproximativ 10.000 de ani. Mai mult e probabil ca locul fostului lor habitat să fie Corsica. Potrivit unei versiuni, constructorii Nuragasurilor au fost numiți în termenul misterios Sardanao Serden, sardiștii moderni, și probabil că de la ei a luat origine întreaga populație indigenă a insulei. E de remarcat faptul că termenul Sardanao Serden, ca nume al unuia dintre triburi, este menționat printre așa numitele popoare ale mării, care în Orientul Antic au luptat cu Egiptul și civilizațiile din Orientul Mijlociu. Se crede că unii dintre reprezentanții acestui popor, la un moment dat, s-ar fi putut stabili pe peninsula Apenină ca urmare a apariției civilizației etrusce. Istoricul rus Alexander Nemirovski a fost convins că epoca construcției nuragilor a venit la momentul migrației strămoșilor etruși din Asia Mică în Italia. Toate acestea, disputele asupra nuragienilor continuă și azi din motivul că oamenii antici nu arată nici ca etruși, nici ca locuitorii indigeni din Sardinia, nici măcar nu arată ca ibericii și reprezentanții triburilor nord-africane, dar cel mai important este că poate nici nu se referă la popoarele mării, că poate nici măcar nu aparțin popoarelor mării. Scopul construcției nuragasurilor rămâne un mister pentru istoricii moderni. Există mai multe speculații pe această temă decât teorii, iar teoriile existente nu rezistă criticilor. Nuragas erau considerate temple ale cultului focului, locuințe simple, fortificații și adăposturi, posturi de santinele și monumente ale realizărilor militare, mormintele membrilor nobili ai societății și chiar mauzolee ale vechilor egipteni care au navigat aici. În cele din urmă au fost considerate temple ale zeilor și locuințe unde s-au instalat giganții antici. De regulă, criticii teoriilor își pun întrebarea că, dacă Nuragas erau locuri de mormântare, atunci de ce n-au fost găsite rămășițe sau comori? Dacă au servit ca așezări, se pune întrebarea cu privire la practicitatea unei astfel de locuințe. Se poate presupune că Nuragasul a servit ca fortificații care îi protejează pe locuitori de triburile de război, dar pentru o insulă minusculă, câteva mii de bastioane este o supra-solicitare. Mai mult, ce-ar fi cerut protecția acestei insule dacă primii invadatori ar apăra în Sardinia la numai 1000 de ani de la construcția Nuragas? În 1984, un profesor de la Universitatea din Cagliari, Carlo Maschia, a prezentat o versiune conform căreia nuragurile erau un fel de observatoare, unde oamenii observau obiecte și fenomene astronomice. Confirmarea acestei versiuni neobișnuite este faptul că așa numitele puțuri de lună ale templului au fost găsite lângă Nuragas. Potrivit profesorului Maschia,
Aceste clădiri neobișnuite au servit în scopuri religioase. Fiecare fântână a fost așezată astfel încât odată pe an, lumina lunii a căzut în fântână. Drept urmare, după miezul nopții, timp de doar câteva minute, lumina lunii a fost reflectată în întregul puț. Conform unei versiuni, sactoarele lunare au servit pentru a determina momentul apariției eclipsei lunare. Există o legendă conform căreia nuragasurile nu sunt altceva decât mormintele uriașilor. Au existat chiar martori care ar fi putut vedea rămășițele lor uriașe cu proprii ochi, dar nici oamenii de știință, nici curioșii care au investigat turnurile n-au găsit nimic. Azi oamenii de știință tind să recurgă la așa numita teoria compromisului în ceea ce privește nuragasurile. Potrivit acesteia, nuragii erau versatili și îndeplineau o varietate de sarcini. O dovadă în acest sens e faptul că locurile în care au fost construite nuragas erau foarte diferite, de la coastă și câmpie până la munți și dealuri. Câțiva cercetători italieni sugerează că nuragurile serveau în scopuri religioase. Preotese femei s-au instalat direct în interiorul construcțiilor, iar în jurul lor era o așezare unde pelerinele și enoriașii puteau să stea și chiar să trăiască. Se crede de asemenea că nuragasul a servit ca loc pentru ritualuri mistice. Dacă scopul construcțiilor a fost exact acesta, atunci aceasta explică forma și dimensiunile locuințelor situate la turn. E destul de evident că un pelerin care vine de departe și se oprește pentru un timp relativ scurt nu are nevoie de mult spațiu de locuit. Coarnele de cerb găsite într-una din case au dat naștere presupunerii că acest animal ar putea fi sacru pentru primii locuitori ai insulei. Articolele rituale erau păstrate în adâncituri speciale în pereții caselor. E posibil ca cerbul să fie venerat ca spiritul păzitor al locuinței. Cel mai cunoscut și impunător nuragas din Sardinia este Su Nuraxi, care se află în apropierea orașului Barumini. Primele săpături au avut loc în acest complex în 1950. În centrul complexului se află un uriaș turn de piatră pe trei niveluri, care este înconjurat de numeroase ziduri sub formă de labirint. Construcția datează din jurul secolului al XV-lea înainte de Hristos. În apropierea turnului, precum și în unele sectoare ale labirintului complex, sunt bine conservate boluri neobișnuite sculptate în piatră solidă. Ce rol au jucat în cele mai vechi timpuri nu este încă cunoscut. Cu toate acestea, Su Nuraxi este cunoscut nu numai pentru acest lucru. Mult mai important e faptul că în Su Nuraxi a fost descoperit un model de bronz al unui nuragas. Datorită acestei descoperiri, oamenii de știință moderni au o idee mult mai bună despre cum arătau aceste clădiri în antichitate. Totuși, aici părerile istoricilor au fost divergente din nou. Cineva crede că modelul era simbolic pentru vechii sardiști, alții sunt înclinați să susțină că aceasta era doar o jucărie pentru copiii din acele vremuri. Dovada celor din urmă au fost numeroasele figurine ale războinicilor, oamenilor și ale preoteselor găsite acolo, precum și aparent o figură a zeiței mame a poporului. Azi, toate aceste descoperiri sunt păstrate în depozitele Muzeului Național de Arheologie din Cagliari, capitala Sardiniei. Războinicii cu aspect bizar. Pe lângă mormintele giganților, în Sardinia se mai află niște artefacte misterioase. În 1974, pe un teren agricol din Monte Parma, au fost descoperite rămășițele a 40 de statui de mari dimensiuni. La acea vreme era cea mai mare colecție de statui de asemenea dimensiuni descoperită vreodată în Europa. Dar, în ciuda importanței lor, bucățile de piatră au fost abandonate în depozitul unui muzeu, unde au zăcut în uitare încă trei decenii. Au fost redescoperite abia în 2007 de un grup de cercetători care a început un proces lung și dificil de reconstrucție. După 4 ani de muncă au fost reconstituite 25 de statui. Statuile înfățișează niște războinici în armură, sunt sculptate în calcar și au înălțimea de aproximativ 2,5 metri. Războinicii au un aspect ciudat. Ochi mari formați din cercuri concentrice, guri foarte mici sau uneori inexistente și gâturi lungi. Deși au fost readuse la viață după atâta timp, nimeni nu știe de ce au fost construite sau unde și cum au fost amplasate aceste statui. Probabil aceasta va rămâne un secret al civilizației nuragice. Declinul culturii nurage s-a produs în secolul al III-lea înainte de Hristos, când Sardinia a fost capturată de trupele romane. Treptat, acești uriași de piatră au început să se golească, iar alături de ei cultura nuragică a dispărut, asimilându-se cu cea romană.
De-a lungul timpului, ultimele nuraga s-au dispărut și ele. În cele din urmă, ultimul fapt misterios din istoria nuragilor a fost că la ieșirea din casele lor, vechii locuitori ai insulei au îmbrăcat toate intrările cu țiglă de piatră și argilă, iar unele locuri și obiecte din nuraga s-au fost îngropate complet cu pământ. Cu toate acestea, cultura antică a nuragilor n-a dispărut de pe fața pământului fără urmă. Pe lângă clădirile maestoase din piatră, a lăsat arheologilor moderni un număr imens de articole din bronz, în special figurine. Aceste figurine sunt cunoscute sub numele de bronzetos. Aceste obiecte culturale ajută la cunoașterea mai bună a oamenilor antici, la judecarea nivelului lor de cultură și dezvoltarea metalurgiei. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.